Salariații agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii au reluat protestele și au demarat și procedura pentru declanșarea grevei generale pe termen nelimitat. Oamenii sunt nemulțumiți că au salarii prea mici în raport cu responsabilitățile, ei fiind cei care avizează proiectele IMM-urilor. Angajații de la agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii din țară au protestat din nou în fața instituțiilor unde lucrează. Oamenii spun că sunt la un pas de grevă generală și nu mai au răbdare cu promisiunile venite de la guvern. Angajații sunt nemulțumiți, printre altele, că au salarii mici, chiar dacă gestionează proiecte de 10 de milioane de euro. Iar la nivel central se câștigă mult mai mulți bani, deși se stă degeaba. Ministrul Economiei, Radu Oprea, spune că problemele le vor fi rezolvate, dar că îl cam încurcă birocrația. Ordonanța de reorganizare a acestor agenții este deja cu parcursul de avizare intern realizat și în parcursul de avizare externă, adică este în acel proces de avizare interministerială pentru a putea intra cu acest document în ședința de guvern. Sigur, lucrurile câteodată durează, birocrația este din acest punct de vedere. Birocrația este un fapt. Și dacă tot a vorbit despre birocrație, ministrul Radu Oprea le-a atras atenția și celor care protestează că tot în birocrație se împiedică și micii antreprenori care vin la ei. Poate cu această ocazie vor înțelege și colegii mei din agenții ce înseamnă birocrația și atunci când antreprenorii spun că de foarte multe ori procesele acestea birocratice durează prea mult, vor avea această abordare de simplificare a proceselor, astfel încât lucrurile să funcționeze mult mai ușor. Însă, ce nu spune ministrul economiei este că birocrația pentru care îi ceartă pe angajați este dată și de personalul redus, dar și de rețeaua de agenții din teritoriu. Practic, în acest moment există doar 9 astfel de agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii cu un număr total de aproximativ 200 de angajați.